Meseria de pompier nu este tocmai ușoară, mai ales atunci când este îmbrățișată de către elevii din ciclu gimnazial. O echipă de școlari de clasa 7 au demonstrat contrariu și au ajuns să fie cei mai buni din țară la stingerea incendiilor. Ești elevă, am înțeles, în clasa 7, dar ce școală? La școala generală numărul 19, Avram Iancu. Cum ți s-a părut acest concurs? Ai mai participat până acum? Am participat anul trecut, dar am luat locul 4. Anul trecut nu se organizase faza națională pentru că se organizează din 2 în 2 ani. Cum a fost pentru tine? Ce rol ai avut în echipă? Am fost rezervă, dar emoțiile le trăiam în același timp cu băieții. Și... Tu ce rol ai avut? Eu am fost... concurentul numărul 2. La proba cu masca am concurat al doilea și am scos timpul cel mai bun. E greu să fugi cu masca, știi cum se spune, cu masca pe figură? Da, mai ales că aveam vizorii obturați, nu vedeam nimic. Răzvan era ochii mei și mă coordona foarte bine. Dacă ar fi să mai particip, te mai înscrie? Da, a fost foarte mult și a fost și greu. Pe viitor, ca și un tânăr adolescent, ai alege o astfel de meserie? Da, chiar ar fi frumos. Mi s-ar părea frumos să salvezi o viață sau să fii pompier, să stingi incendii. Concursul Național de Protecție Civilă cu Viața Mea, Apăr Viața, a fost organizat la Deva și pentru prima dată în istoria participării județului Timiș am avut un echipaj câștigător. Perioada 27 octombrie-31 octombrie, în localitatea Deva, mai exact la grupul școlar Grigore Moisil, a avut loc faza națională a concursului de tematică de protecție civilă cu Viața Mea, Apăr Viața. În urma desfășurării probelor de concurs, la ciclu gimnazial, școala generală numărul 19, Avram Iancu din Timișoara, cucerit locul întâi, fiind campioană națională. Iar la ciclul liceal, liceul pedagogic Carmen Silva a ieșit pe un loc onorant, chiar locul 5. Și cum astfel de premii ne fac cinste, noi le urăm mult succes la edițiile viitoare.